Bine ați venit la Vloguleț. Haideți să începem cu veștile proaste, să le spunem așa. E o vâjelniță teribilă astăzi, deși vremea, după cum se vede, n-arată rău deloc. A fost soare toată ziua, foarte frumos. Dar ia uite, așa avem noi aici. Avem o problemă. Nici n-am mișcat mașina din parcare și cu toate acestea, iată ce s-a întâmplat. Ori să vină să o ridice mașina săptămâna viitoare, ori să o ia ei și o să rezolve. Am înțeles că o să schimbe toată bara, de chiar dacă e afectat doar aici. Dar, mă rog, asta e treaba lor. Hai să vă spun cum s-a întâmplat. Stăteam sus la birou, lucram, era în jur de 11. La un moment dat, aud aici în parcare alarme. Când mă ridic și văd pe geam, ce credeți? O mașină roșie începe să plece. Ușor, ușor, ușor. Mă, n-a prins mare viteză. Vă dați seama cât putea să prinde de acolo până acolo. Dar s-a proptit direct în bară și, mă rog, s-a oprit cumva, bara s-a curbat și s-a oprit cumva în roată. M-am dus, l-am găsit pe tânăr, era aici la un magazin, a lăsat acolo, pur și simplu, el zice că a uitat să tragă frâna de mână sau, mă rog, o fi tras-o, n-o fi ținut, dar ce mi s-a părut mie foarte ciudat e că mașina era manuală. Și dacă mașina e manuală, mă, n-o lași tu în viteză, măi, nene. Dar, mă rog, cum ziceam, fiarele sunt fiare și e bine să nu pui suflet în fiare, pentru că, uite, vedeți, fiare. Ce mai zonă? Bine ați venit la Vloguleț. V-a spus Doru despre pupicul britanic care s-a întâmplat aici. A fost amuzant că i-am zis lui Doru, we kept it British. Un Mini Cooper s-a gândit într-o dimineață să-i dea un pupic unui Range Rover. Sublim. Mă uitam câte am de desfăcut. Până vin eu imediat acolo, voiam să vă arătăm că, la sugestia voastră, am luat pământ de flori. Pământul ăsta o să-l folosim să facem o treabă. Și vă arătăm imediat pentru că am luat niște chestii. Ce mai mulțumesc pentru susținere, domne. În sfârșit o să am și eu ce mi-am dorit. L-ați convins pe Doru, mulțumim pentru mesaje. Știți că mi s-a pus de mult timp să fac treaba cu legușteanul pentru că simt nevoia de leguștean proaspăt în ciorbă. Nu găsești leguștean în UK. Găsești pătrunjel, mărar. Sunt foarte mulțumită de ceea ce au prin magazine, însă în materie de leguștean niciodată. Și am zis într-o zi în glumă, pentru că eram într-un magazin românesc în care găsim semințe, hai să trântim, știți că am zis în vlogul anterior, să trântim niște semințe acolo la noi în grădină. Adică zice, aici vrea să le pună, domnule. Aici, domnule, cum să pui, domnule, semințe aici? Cum, domnule, că o să se umple grădina de leuștean? Păi, și voi ați venit și ați spus, lasă Delia, fă ce îți trece prin cap, dezlănțuie-te, pune leuștean. Și mi-a spus că cel mai bine ar sta într-un ghiveci. Nu mă gândisem că eu am zis că dacă avem pământelul ăsta aici, să trântim semințe în pământel. Dar doar a zis, o să ni se umple grădina de leuștean. Mă, noi ca noi, dar sunt și vecinii. Ei nu știu ce e ăla. Învață ce e bun, domne. Cam asta s-a întâmplat. Din păcate, incidente. Incidente în parcare. Bine că n-a fost mai rău. Vorba aceea că întotdeauna poate fi mai rău. Astăzi, pentru că a fost cald, a fost frumos, am ieșit la plimbare, am fost la magazinul românesc. Am pornit, mă rog, am merge la magazinul românesc pentru că am găsit acolo un lucru foarte de preț și Doru a fost foarte fericit. A merge la prima oră ca să nu ni lea nimeni înainte. De la a merge la magazinul românesc, la a poposi pe la B&Q ca să-și ia Doru nu știu ce lucru și după aia am zis hai să luăm și pământ și Doru a zis bun, atunci hai să facem din leușteanul ăla mai multe, o să vedeți imediat că ce avem aici. După care eu zic, da, parcă avem nevoie și în baie de niște schimbări, nu merge și până în Ikea și ne-am dus și în Ikea și în Morisos și Doru era după Morisos. Și acum mergem acasă, da? Da, acum mergem acasă, dar am enjoyat foarte tare pentru că nu speram să fie și soare. Avem aici captura de la magazinul românesc. Avem așa, stați că nu pot de buchetul ăsta de... Nu pot de buchetul ăsta. S-a întâmplat ceva. Ficatul. Curge sugerează ceva. Sugerează ficatul. Lasă-l așa, nu-l mișca că ne ocupăm de ele imediat. Deci ce avem aici? Avem niște lapte bătut. Asta e pentru Doru, el este fan. Eu mi-am luat niște Sana. L-am trimis pe Doru să-mi ia Sana și el, bineînțeles, că mi-a luat Sana asta de la Tudia. Eu o voiam pe cea de la Danone, dar merge și asta. N-ai văzut? Merge și asta, dar știți pentru ce? Și în principiu știi că eu nu iau Danone. Da, eu sunt super biased. Mie nu-mi place Danone sub nicio formă. Am luat aici foietaje foarte sănătoase, dar eu le iubesc. O minunată baghetă răsucită, sărățică, whatever, cum îi spune, care merge senzațional de bine cu Sana. Niște sănătoase merdenele. Paul, eu abia aștept. Nu, aici sunt covridogi. Domnule, ia deschide, domnule, asta să vedem cum arată un covridog. Covridogul arată așa. Deci fii atent că are inclusiv brânzică. Da, brânzică și susan și ceva foarte extraordinar. Le-am luat că eram acolo și am zis, mamă, de când n-am mai mâncat aceste lucruri. Și bineînțeles, faimoasele și cele care mereu îmi vor aduce aminte de copilărie, merdenele, care încălzite în fryer sunt ca și făcute proaspăt, extraordinare.
Aici se întâmplă o sângerare, o vom ignora în continuare. Am mai luat o doză de Tutti Fresh, Frutti Fresh. Noi nici n-am știut că există așa până acum vreo două săptămâni. Dar favoritul nostru, cel puțin al meu, este acesta de pere. Dori îi place cald, nu înțeleg cum. Nu încălzit, cald, la temperatura cald, camerei. Mie îmi place rece, din frigider. Deci ar trebui și încălzit, că merge. O ciocolățică rom, ca să nu uităm de gustul românesc. Dar ai observat recent că rom s-a rebranduit și face tot felul de ciocolată. Asta e ciocolata albă, spui. Da, cea asta cu arahide și caramel sărat. Doamne, este dumnezească. Deci Lindt, Cadbury, da, whatever. Iubesc ciocolata rom. Mărar. Avem aici niște mărar uscat. Am luat în caz că avem nevoie. Leuștean uscat la fel în caz că avem nevoie. Și ca să nu avem nevoie, am luat în final leuștean semințe, pe care le vom pune foarte frumos în ce am cumpărat noi. O să le dețin imediat. Le avem pe aici, și nu sper să iasă, sper să iasă, pentru că mi-ar plăcea mult să avem leuștean proaspăt pentru ciorbe. Am găsit niște roșiuțe din acestea. Nu le-am luat de dragul României, le-am luat pentru că scria pe ele Spania. Mi se par foarte drăguțe și mi-aduc aminte de veile alea care mâncam roșii cu brânză. Brânză avem, roșii aveam nevoie. Niște paste de tomate. Avem aici English mustard, este extraordinar, dar ca cel de te cuci, te pui cu cinte în curci, nu există cazi. Nu există niciodată, nu există niciodată un muștar mai bun. Avem aici borșul magic ca să aclim ciorba și bateți tobele. Avem ștevie și lavandă. În sfârșit, după 8 ani, după 8 ani de pauză. Da. Vreau să vă spun că mi-am dorit să găsesc semințe, semințe de ștevie și nu. Da, nu avem aveau. Aici. Dar dacă știți voi, vrem și noi semințe de ștevie. Încercăm acum cu ce o să încercăm noi să punem, dar dacă, Doamne, dacă găsim semințe de ștevie, o să pun ștevie în ghivece, la propriu. Da. Sunt nebunii după ștevie. Și o să ajung că așa trebuie neapărat făcută astăzi. Asta astăzi o facem. Mi-a și spus doamna că trebuie făcută pentru că ștevia e pe ducă în România și mai greu să mai găsim. Și lobodă, eu iubesc lobodă, iubesc culoarea aceea rozalie pe care i-o dă ciorbei. Mi-e plac foarte mult și ciorbele cu sfeclă, în care pui speclă roșie, tot pentru că stă așa roz, mai ales dacă pui și smântână, este un roz așa frumos. Da, pentru că, na. Așa, și avem aici, iar îți bate stobele, un buchet superb de usturoi verde, pe care o să-l culeg eu, o să-l aleg așa, să folosim ce-a mai rămas verde din el și, bineînțeles, usturoiul propriu zis. Curățat, spălat, frumos tocat și va merge direct într-un mare drob. Aviz Remus și Mariana, nu vă panicați, nu vă faceți griji, voi mânca și de la voi fără nicio problemă, abia aștept. Dar o să o luăm puțin înainte pentru că am găsit usturoi verde și mai greu să găsim și usturoi verde. Așa că am zis usturoi verde avem, bun, hai să facem un drob. Și bineînțeles, leușteanul proaspăt pe care l-am găsit tot la magazin și am zis până ne crește al nostru, ciorba asta de ștevie trebuie făcută ca lumea cu leuștean proaspăt. N-am mai văzut o frunză de leuștean proaspăt de 100 de miliarde de ani. Vreau în chinui să deschid asta pentru că vreau să-i simt mirosul. Iubesc mirosul de leuștean și pătrunjelul, îmi place și mărarul, dar leușteanul pentru mine. Să trag pe nas niște leuștean toți. Dorul este super încântat pentru că pentru el ciorba de ștevie este o amintire foarte plăcută și speră să o reînvie cât de curând, adică astăzi va trebui pe lângă drumurile pe care le-am făcut să mai și gătesc, pentru că face o gospodină. Așa, domnule, să dăm bine pe internet, da, suntem gospodari. Să continuăm cu ce am luat de la Morisus, ca să stăm tot în zona de mâncare și să scăpăm și de sângerarea aia de acolo. Ouă, pentru că drobul are nevoie de multe ouă. Am luat niște mărar din acesta proaspăt, pentru că va trebui să punem în drob și mărar. Am luat niște pătrunjel, iarăși tot pentru drob. Am citit o rețetă care spune că ar fi bine să pui praz în drob și am zis, nu am încercat niciodată, hai să punem și niște praz pentru că Doru e fan praz, el abia aștepta să găsească o scuză să mai cumpere un buchetel de praz. Smântâna pentru mine, pentru că nicio ciorbă pentru mine nu are sens fără smântână. Cartofi ca să îi punem în ciorbă, de să-i pun aici. Pâinea noastră favorită, aceasta cu piper și sare, nu știu ce are pâinea asta, ceva bun sigur nu, pentru că este atât de, nu știu, mirosul ei, efectiv mă face să-mi fie poftă. Și am găsit ficat, vă spun sincer că noi ne-am dus cu ideea de a căuta ficat de pui. Și nu aveau ficat de pui, drept urmare,
am găsit ficat de miel. Și am zis, tu știi că noi în România făceam drop cu ficat de pui pentru că găseam foarte greu ficat de miel, mai ales în timpul anului. Hai să facem cu miel, dacă tot avem mielul aici la botul calului, cum s-a spune. Și atunci am zis, bun, așa vom face. Am luat niște ardei pentru ciorbă, multă, multă ceapă verde, pentru că ce e drobul fără ceapă și usturoi verde. Cred că 5 am luat aici, am de făcut, da, 5, că mai sunt aici două. Ei au ceapa asta verde, care este foarte bună, nu diferă cu nimic de cea din România, dar avem gânduri și cu ceapa verde în ceea ce privește grădina. Domnule, o face așa să sune kinky. Da, am luat aici o țelină, albitură n-am găsit și am zis, mamă, dacă nu găsesc nici țelină, cum facem ciorba? Și era singura acolo. Cred că a fost rătăcită, cineva a luat-o și după aia s-a gândit, a luat suede și a lăsat-o acolo. Aici am luat doi usturoi care se leagă cu ceilalți. Și aici. Imediat, așa, ajungem și acolo. Avem aici ulei. Da? Mă scot cu grijă că nu știu ce sângerează pe aici. Ceva sigur sângerează și vreau să scot pâinea. Pâine, încă o pâine pentru că atunci când e ciorbă în casă, știți cum e românul. Avem aici uleiul nostru preferat de măsline. Nu cred că am tot încercat uleiuri. Și vreau să vă spun că acesta este extraordinar de bun. Îl folosim în salate. Îl folosim în tot ce înseamnă mâncat fresh, proaspăt, nu prăjim sau și în paste. Cu el. Și în paste. Mi se pare foarte, foarte bun. Doar am mai cumpărat unul și a zis, hai să încercăm altceva și mi s-a părut că e rânced, așa nu e. Am câteva alimente la care sunt foarte, foarte atentă, cum le cumpăr, de unde le cumpăr și în ce recipiente sunt. Unul este oțetul, care pentru mine trebuie să fie în sticlă de sticlă. Uleiul de măsline trebuie să fie în sticlă de sticlă și mierea, iarăși, trebuie să fie în sticlă. Nu văd cum ar putea să fie în plastic. După care avem trebuie aici sângerândul, liver. Că atâta e, nu? Asta mai trebuie să fie 3 de ficat. Asta a curs, da, să știi că a curs din cauza că a curs așa, cred că a fost perforat. Da, s-a perforat l-am aici. L-am perforat. Nu e nimic, asta vor merge direct la fiert. Deci nici nu stau la discuții. Asta sunt pusă pe a rupe bucătăria. Asta e pentru bucătărea asta, pentru că merită. Bucătărea asta și-a făcut porție. Și am luat tăvi, pentru că, oh my god, zici că suntem într-un film horror. Și doi morcovi care vor merge tot așa în ciorbă, pentru că e bine să aibă multe, multe legume ciorba. Asta este, va merge la gunoi. Bun. Hai să aranjăm aici și revenim cu celelalte. În Ikea ne-am dus pentru un singur lucru. Bineînțeles că nu e chestia așa ceva, să te duci în Ikea și să găsești și să cumperi un singur lucru. Și i-am dat lui Doru un soi de DIY. I-am zis că avem nevoie de un dulapior în baie și el a fost de acord cu mine, simțim nevoia asta de ceva vreme pentru că vrem să reconfigurăm cumva baia, să fie toate mai aranjate, mai la locul lor și mai ales cumva să avem ușă la mobilierul acela, deocamdată avem o măsuță care e acolo. Și am găsit mobilierul, foarte mulțumit suntem amândoi, Doru și mai mulțumit că v-a trebuit să-l monteze. Mergând așa prin Ikea, normal că îți mai sare ochiul acolo, îți mai sare ochiul acolo, îți mai vine o idee. Și am zis, în față aici la ușă, când intrăm în casă, avem un covoraș pufos. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci e să spui un covoraș pufos când intri în casă. Se intră apa în el, stă ud, intră tot felul de impurități, de mizerii. Și am zis, Doru, vreau să terminăm cu pufoșenia aia și să luăm ceva care e mult mai simplu, mult mai ușor de întreținut și în care să nu intre efectiv scame și mizerii pentru că mă enervează. Ce interesant la el este că pe spate are cauciuc, da. Chiar e cauciuc. Și atunci o să-l înlocuim cu ăsta care e pufos și de fiecare dată când intră ceva printre el pe aici, e atât de greu de scos, o să-l înlocuim cu ăsta. Haideți să vă arăt repede cât suntem aici. Proiectul Ikea, care urmează să fie rezolvat. Acum, ce o să iasă, rămâne de văzut, că știți cum e. La Ikea, dacă îți rămân piese, e ok, înseamnă că ai făcut treabă bună. Așa cu covorașul, vreau să-l înlocuim și să terminăm cu covorașul de acolo, la fel și cu covorașele pufoase din baie, care și acelea mă enervează. Cel de la ușă are problema asta că iarna e ok, dar vrem să ieșim peste primăvară, peste vară în grădină și mai aduci o iarbă, o frunză și nu vreau să stea acolo, vreau să fie frumos și mi-a plăcut și culorile. Însă pentru baie, la fel, avem unele pufoase și consider că unele mai simple și mai puțin pufoase sunt mult mai ok, mai ales că și astea sunt cauciucate pe spate și sunt speciale pentru baie, în sensul că nu țin umezeala, nu țin udătura aia în ele. Și am zis, hai să luăm și două. Așa mi-a plăcut și că sunt crem, că deschide camera. Acum avem unele albastre care parcă fac așa întuneric, nu că am avea
geam sau ceva în baie, dar vreau să fie așa, luminos. Și bineînțeles că aici am pus tot ce am mai cules de pe la Ikea, că am zis că dacă mișcăm masa aceea de acolo care ține hârtia igienică, vom avea nevoie de aceste minunate ținătoare de hârtie igienică, de care avem nevoie și la baie aici, pentru că vine lume pe la noi și mie nu-mi place că hârtia igienică stă pe calorifer. Nu-mi place să stea într-un din ăsta special. La fel cu prosopul. Noi îl agățăm de mai mir pe unde în baia asta mică de aici. Am zis, hai să luăm niște agățătoare normale. După atâția ani de stat în casa asta, e timpul pentru o schimbare. Doar am zis, luăm 3 ținătoare de hârtie igienică. Păi mai bine să fie decât să ai nevoie. Mai avem 3 băi în casă? Da, păi foarte bine. E bine să... Sincer, nu le-am văzut înainte în Ikea. Dar nu dau seama, sunt ventuze sau se lipesc oare? Cred că sunt ventuze. Ia des fă, domnule, unul, că tare sunt curios. Rupel sau tai-l dacă avem șarfe ca la îndemână. Problema noastră de fiecare dată a fost că n-am vrut să dăm găuri, n-am vrut să-i stricăm omului aici, diversele și eventuale. Da, na, acum am găsit varianta asta. Dacă sunt cu ventuză, ce să zic, s-ar putea ca uneori să mai cadă. Da, trebuie să fii inventiv când nu ești da, în poziția în care să dai găuri. Ah, dar uite ce soi de ventuză. Da, sunt niște ventuze speciale în alea cu... Ok, da. Cred că țin, din câte am văzut la ei acolo, erau foarte bune. Sper să nu cadă la umezeală. O frumoasă ținătoare de... vedeți că eu inventez cuvinte, inventez denumiri. Ținătoare de periuțe de dinți. Și bineînțeles, n-am putut să plec din Ikea fără să-mi iau aceste minunate cornulețe cu cinnamon și am găsit această dată cu vanilie. N-am mai luat niciodată cu vanilie, dar pe astea vreau să spun că uneori mă uită Dumnezeu, mănânc o pungă din asta întreagă, singură. Ceea ce nu e foarte bine, de aceea am luat doar una. Din fiecare. Iar aici este captura de la B&M. Am luat o perie din acesta care vine cu un mare băț. Unde a pus domnule? Unde a pus domnule bățul? Da, să vedeți ce băț am luat. Da. Cred că are bățul ăsta 3 metri și ceva. I-am spus 4 metri. Că avem un mop care are un băț. Uite așa trebuie să stau tot timpul când au cu mopul. Și am zis, știi ce? Ia să luăm noi un băț ca lumea din acela mare. Și am luat bățul care... Trebuie să desfiletezi întâi. Deci desfiletezi. Aha. Și după aia. Da. Și acum înfiletezi acolo. Și rămâne. Aha. Fix. Și acum ține. Dar ăsta l-ai luat să prind bulgarii sau exact. Ce? Uite cât avanță! Dau cu mopul, stau în bucătărie și dau cu mopul sfragerie. Are mai mult de un singur scop. Eu mai am niște fire pe trase pe sus și mai ajut de ele, mai orientez un fir colo, dincolo. Deci de-aia ai luat bățul de mop. Da. Pentru că o să vă arăt ce noi achiziții și-a mai luat dorul. Că știți cum e, când și-a luat examene, s-a premiat. Că știți, noi așa facem, noi când luăm examene ne premiem și o să vă arătăm, răsucești, așa. Da, și eu am luat examene, drept pentru care m-am premiat cu un frumos mop, ia uitați aici, am luat și căpățână. Da, scopul era, practic, noi am luat întâi mopul normal și după aia am văzut treaba asta, că vă spuneam noi acum câteva zile, că vrem să spălăm din nou aici în față, peste iarnă se negrește cimentul ăla și pentru că se înnegrește așa, nu ne place cum arată și atunci am luat bățul ăsta care se potrivește din fericire și la capătul ăsta și la capătul ăla. Ăsta o să-l folosim odată, oricum îți dai seama. Noi avem mopul ăla mic pe care o să-l și arunc, pentru că mă enervează stau așa aplicată, și speed mopul. Rapidomopul, cum îi spun eu, acela care vine cu șervețele și care are un băț foarte ok, nu poți să te lași prea tare în el, pentru că e un băț destul de firăvuț. Aici pui șervețele pe el și acest speedomop e când ai vărsat ceva, repede pui un șervețel, dai cu ăsta și ai terminat. Însă, când vrei să faci curățenie serioasă și să dai cu mop ca lumea, iei mop din ăsta, literalmente și avem un plan și un alt dispozitiv de casă, dar aștept să văd, să mă mai uit pe review-uri, că am vrut eu să mă mai arunc și la Dyson pentru păr și bine am făcut că nu m-am aruncat pentru că am auzit că e așa și așa, bineînțeles, unii au păreri bune, dar nu mai am acel hype. Am stat, am căutat păreri, așa vreau să fac și cu toate aceste dispozitive de casă. Avem două pe listă, am două momentan și ne vom orienta ce și cum. Domnul și-a luat, bineînțeles, niște mănuși de grădină, pentru că trebuie să se apuce, doamne, nu mai ține gata. Păi ori suntem grădinari, ori nu mai suntem. Și am luat aici usturoi. Este usturoi pentru plantat. Și ceapă. Și acum îmi dau seama că usturoi pentru plantat e usturoi de mâncat. Da? Bun. Nu degeaba, când am fost la Morrisons, am mai luat 2 căței de usturoi, pentru că vrem să îi însemnăm. Ăștia sunt
ci că usturoi de plantat și ăștia e usturoi normal, de, da? De plantat, da. Și vrem să le punem. Și arbagic. Avem aici, uitați. Da, și puțin arbagic, că era pe acolo și dacă am zis că luăm din astea pentru leuștean, pentru că mi-ați spus și mi-ați dat mesaje și nu numai în comentarii, dar și în mesajele de pe Instagram și chiar și pe Facebook, vă mulțumesc din suflet, mi-a spus, lasă, dacă doar nu vrea să facă în grădină, pune tu niveci. Și am zis, ia stai mă, după aia Doru zice, hai mă, că zice, chiar e o idee bună, hai să punem ghiveci, hai să luăm pământ și de la ghiveciu cu leuștean am sărit și la arbagic și la usturoi. Vă spun sincer că nu, la momentul ăla eu n-am percutat că putem să punem în ghiveci și că putem face treaba asta, nu data, dar ghivecele astea le putem pune numai bine exact în golul ăla acolo. Păi da, da. Acum va trebui să găsim și o măsuță, să le facem așa frumos, să le facem și umbreluță, să stea, să bronzeze, că vor sta mai mult la soare decât vom sta noi. Asta e să stea la soare ca să crească. Să se facă mari și să fie frumoase. Oricum, o să fie un proiect ăsta. O să fie un proiect, o să ne distrăm împreună. Oricum, ce o să fie, domnule? Ce o să fie rău? Ce o să fie rău, până la urmă, nu? În cel mai rău caz, rămânem cu niște ghivece cu pământ, cumpărăm niște plante de alea de plastic, le înfigem așa și zice, ia uitați, doamne, ce frumos din ceapa a ieșit la alea. Da, ideea e că sunt foarte mulțumită că Tim Puneți Leuștean neapărat a reacționat și a venit aici și a boicotat ideea lui Doru de a nu pune leuștean. Drept urmare, avem leuștean. Mulțumim din suflet că faceți parte din această comunitate și susțineți aceste idei înțelepte pe care le am și veniți aici și mă ajutați, țineți partea. Drept urmare, avem. Dar și ăsta miroase. Da, ce da, bine miroase. Am simțit și eu. Doamne, deci abia aștept. Chiar sunt super mulțumită și Doru e foarte entuziasmat. Chiar zicea să mă apuc acum, să zic stai așa un pic, că trebuie să mă apuc să fac picatul ăla, că are întâietate în fața leușteanului. Dar suntem mulțumiți pe ce am capturat astăzi, pentru ce am capturat astăzi. Asta înseamnă că aici încheiem vlogulețul ăsta, iar în vlogulețul următor, cel mai probabil, dacă mai rămâne, vă arătăm și cum ne ieși drobul. Dacă nu mai rămâne, vă spunem de pe acum că a fost foarte bun. Îmi place că asumă că iese. Deci nici nu se pune. Da, e prima oară când facem? E prima oară când facem? Nu. Am făcut și am făcut într-un an vreo 12 bucăți. Le-am să dus, împărțim, da. Mai țin minte, și pe la profesori am dus pe la facultate. A fost anul în care a ieșit drobul picant, că țin minte și acum că era drobul normal la cu ficaș așa și noi am făcut unul cu ciuperci, dar am pus foarte mult condiment pentru drob și foarte mult piper și a ieșit un pic așa spicy, dar interesant, mi-a plăcut, da, plăcut foarte mult. Gata, atât, asta a fost. Pa! Spor la leuștean!